Bună ziua! Aș vrea să vă informez că una din temele discutate astăzi la ședința săptămânală a Partidului Democrat a fost o analiză a situației politice în Republica Moldova, inclusiv prin prisma rezultatelor ultimelor sondaje sociologice de care noi dispunem. Constatăm că în ultimele zile în Republica Moldova unele partide au început prematur campania electorală. Deja aceste partide desfac și fac alianțe politice, deși suntem la mai bine de un an distanță de alegerile parlamentare din anul 2018. Și asta în condițiile în care ultimele sondaje arată cât de gravă e situația pe dreapta, în rândul unor partide de opoziție și cât de mare devine riscul pentru Republica Moldova în alegerile din anul 2018. Acest mod neinspirat de a face opoziție este dur taxat de electoratul de dreapta. Dacă nu vom schimba abordarea în perioada imediat următoare, anul viitor s-ar putea să fim cu toții puși în fața unei situații extrem de periculoase pentru viitorul Republicii Moldova. Este un semnal de alarmă pe care eu prefer să-l tragem acum, dar nu când va fi deja prea târziu. În această perioadă, cetățenii au nevoie ca politicienii să se preocupe de problemele lor, ale cetățenilor, indiferent de faptul dacă politicienii sunt la guvernare sau în opoziție. Partidul Democrat nu va intra în această dezbatere electorală prematură. Prioritatea noastră în perioada următoare este să guvernăm bine și să livrăm rezultate bune oamenilor. Pentru a clarifica poziția Partidului Democrat, atât cea de acum, cât și cea imediat după alegerile din anul 2018, vă anunț că am propus astăzi ca la ședința Consiliului Național Politic a Partidului Democrat, care va avea loc spre sfârșitul acestei luni, să adoptăm o rezoluție prin care să stabilim clar că Partidul Democrat va face alianțe politice cu oricare partid de dreapta care va trece pragul electoral. Partidul Democrat nu va lupta împotriva partidelor de dreapta nici până în campania electorală, nici în campania electorală. Cei de dreapta nu sunt adversarii noștri politici. Partidul Democrat va fi însă un adversar foarte categoric și eficient a celor care vor veni cu proiecte îndreptate spre blocarea cursului european al țării, spre anularea acordurilor semnate cu Uniunea Europeană și alte acțiuni care ar duce la o schimbare catastrofală a direcției de dezvoltare a țării. Vă asigur că acești adversari vor simți cu adevărat energia noastră, dar și capacitatea noastră de luptă în fiecare zi, până în campania electorală, dacă va fi cazul. Obiectivul nostru este ca Moldova să aibă și după alegerile din anul 2018 o guvernare pro-europeană. Sunt sigur că această direcție strategică va fi aprobată de către Consiliul Național Politic al Partidului Democrat. Și cetățenii vor cunoaște încă de pe acum direcția spre care noi mergem. Pentru ca Moldova să rămână pe cursul de modernizare pro-european, este nevoie ca fiecare partid de dreapta, încă de pe acum, să-și maximizeze eforturile, dar și șansele. Nu trebuie să-și le minimizeze prin blocuri electorale capcane. Observăm cu surprindere atitudinea unor partide de dreapta care transmit un mesaj negativ și agresiv activiștilor, dar și electoratului Partidului Democrat. Ei se dau astăzi în spectacol făcând anunțuri categorice că nu vor face alianțe cu Partidul Democrat, o abordare pe care noi o considerăm prematură, pripită și naivă. Nu este deloc bine ce fac, căci au mai făcut-o în alegerile prezidențiale precedente și au îndepărtat exact o parte din electoratul care ar fi asigurat câștigul alegerilor parlamentare
de către candidatul de dreapta. Le cerem să nu facă a doua oară aceeași greșeală, pentru că de această dată costurile politice sunt mult mai mari pentru viitorul Republicii Moldova. Înțelegem foarte bine cât de complicat va fi procesul de formare a unei alianțe pro-europene după alegeri, având în vedere animozitățile mai mult sau mai puțin justificate între partidele de dreapta. Dar înțelegem și mai bine ce înseamnă acum o deraiere de la procesul de modernizare europeană a țării, prin introducerea unui model de dezvoltare arhaic care nu are cum face rezultatul bun. Înainte de a încheia, aș mai vrea să le spun celor care se vor grăbi din nou să spună că Partidul Democrat le oferă un măr otrăvit prin această poziționare. Aș vrea să le spun că mărul acesta ar putea conține, de fapt, multe vitamine. De aceea, deja este cazul ca ei să nu se mai lase otrăviți de propriile obsesii sau de orgolii și să apuce serios de muncă. În continuare, domnul Vitalie Gămorar vă va prezenta și alte teme care le-am discutat astăzi în ședință cu colegii, iar eu vă spun mulțumesc și succes în continuare.